Bună ziua, dragi prieteni din Vărsător. Haideți să vedem la Vărsător, da? 1, 2 sau 3. Haideți să vedem primul. Dacă ați ales primul. Așa, hai să vedem. Așteptați pe cineva să se întoarcă. Se întoarce persoana asta. Dar fidel nu vă va fi sau fidelă. Această persoană nu poate fi fidelă. Nu este în caracter, nu știu. Nu poate fi fidelă această persoană. Deși vă iubește, dar nu poate fi de la. O să aveți ca a doua lună de miere, dar iarăși vă certați. Această persoană așa e, vine, pleacă, vine, este cu materialistă, fanatică, este cu gândurile numai ce știe și ce vrea ea și numai aia este bun și adevărat. Situații blocate, blocaj. Cel mai bine este să nu mai continuați cu această persoană. Arată că este dependentă de ceva. De orice poate fi dependență. Văd aici o... Poți fi ceva vrăji în viața dumneavoastră de dragoste. Sau sunteți foarte... Sau vreți mai multă libertate. Sau persoana din jur nu vă acceptă relația. Dar mai mult că vrăji pot fi sau... Neliniște, frică, persoane cu diferite, cu diferență mare de vârstă, persoane din balanță, vărsător, gemeni. Totuși, această persoană nu este bună. Deși dumneavoastră sunteți, cum să zic, puteți schimba totul. Și ar trebui să schimbați această persoană. Sunteți concentrați pe dumneavoastră sau pe cum o să faceți ca dumneavoastră să atingeți un scop sau să fiți iubiți de această persoană, să fiți văzuți de această persoană. Sau nu prea aveți timp pentru această persoană sau pentru partener ce vă întreabă, ce vă cere, cerințele partenerului sau partenerei sunt prea mult pentru dumneavoastră. Vă cere prea mult. Și nu. Da, pentru că aici văd amanți, văd certuri, văd situație, văd persoane cu două fețe. Deci, așa, haideți să vedem a doua. Multe vise aveți împreună, dar și îndoială. Spune, este timpul să vă retrageți. Este timpul să vă retrageți. Stai că pot să se mișcă aici, văd că... O reușită mare o să aveți. Dar și, cum să zic, și suferință. Suferință. Ori persoana asta este plecată, ori este absentă, ori este...
Aici văd persoana din Fecioară, Taur, Capricorn. Persoană din Rac, Pești, Scorpion. Persoana asta este absentă. Persoana asta este... nu vă dă dragostea care o meritați, care o așteptați. Este concentrată pe altceva, pe muncă, pe familie. Poate are o familie. Și suferiți. Vreți să începeți câteodată ceva nou, câteodată vă bate gândul să vă despărțiți sau să începeți altă viață cu altcineva sau să mergeți să vă întâlniți online cu cineva, vă uitați pe rețele de socializare. Vreți, pentru că această persoană nu vă dă atenția care o vreți, și vreți mai multă atenție sau vreți un pas următor în această relație sau aveți pe cineva în ochi, v-ați pus ochii pe cineva și spune să începeți relație, să spuneți, să chiar dacă ați fi refuzați, dar știți ce trebuie să faceți mai departe. Asta depinde de aici pentru o parte din persoane. Apoi, mai văd că ați vrea să țineți balanța în unele situații, în unele probleme. Sunt și probleme financiare, că nu aveți timp pentru unul, pentru celălalt, pentru că lucrați. Sau că aveți probleme de zi cu zi sau probleme concrete. Dar să vă gândiți că într-o relație nu este numai sărbătoare și nu este numai roză, da? Numai roz și numai fericire, nu. Trebuie să vă dați interesul și când este mai greu. Așa. Și arată că trebuie să aveți mai multă răbdare. Mai multă răbdare cu această persoană. Mai văd bărbați care suferă după o femeie din Fecioară, Taur, Capricorn, dar totuși se va întoarce sau veți fi împreună dacă vă gândiți la ea, dacă așteptați să fiți împreună, veți fi. Suferiți mult, ea va întors spatele sau face niște lucruri care vă rănesc aici la bărbați, văd. Mai poate fi magie care vă desparte, făcută de altă femeie. Aici văd că meditați mult, unii bărbați, vă gândiți foarte mult. Haideți să vedem următorul, ultima. Persoana asta, dacă pleacă, vrea să se retragă, pentru că... nu este pregătită de relație această persoană. Mai are pe cineva, ascultă de bârfe. Spuneți, orică nu sunteți foarte calzi, nu sunteți romantici cu această persoană. Nu sunteți romantici. Așa. Totuși, nu este rău, vă iubește această persoană. Vă vrea, știți unde se află, știți cum să ajungeți la inima acestei persoane. Arată că știți ceea ce vreți, nu știți cum să aveți ceea ce vreți. Poate fi în relație, dar și în relația asta. Nu știți cum să... aici arată. Că nu știți cum să atingeți, să obțineți ce vreți, da? Și că această persoană se gândește la dumneavoastră că este o persoană care vă iubește sincer. Chiar dacă fuge, chiar dacă nu este pregătită, are dragoste sinceră pentru dumneavoastră. Relația o să prindă o formă, dar mai târziu. Ceea ce doriți se întâmplă, se împlinește.
Dacă nu aveți ceea ce vă doriți la această persoană, de la această persoană în relație, spune să căutați ajutor. Să căutați ajutor, sfaturi de la cineva din familia lui sau a ei, sau prieteni, ca să vă ajute, că poate să vă ajute. Da. Cineva din Gemeni, Vărsător, Balanță. Persoana asta poate să vă ajute în dragoste. Spune să vă faceți un plan bun, să vă pregătiți bine, să nu dați greși. Și repede, mai bine astăzi decât mâine, să nu așteptați, pentru că vă este greu să așteptați. Dar totuși această persoană nu e pregătită de relație. Nu, că văd aici nebunul și turnul. Deci, persoana asta are nevoie de ajutor să treacă peste ceva, ce probleme ce are. Pot fi probleme de sănătate, că nu are serviciu sau că a trecut printr-un divorț sau ați trecut împreună printr-un divorț și ați vrea împăcare, dar nu prea văd. Sau nu repede, nu acum. Așa. Sau este dragoste la prima vedere, care încă nu se întâmplă nimic deocamdată. Depinde de situație. Sau este o situație neplăcută în relație, dar totuși nu sfârșitul relației. Sau este ceva neplăcut. Este într-un stadiu de despărțire, de certuri. Cam asta a fost. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.